Bună ziua, eu sunt Camelia și astăzi vom face două strudele, unul cu cârnăcior și cu spanac și celălalt cu mere și cu nuci sau alune. Și să vedem modul de preparare și de ce ingrediente avem nevoie. Bună ziua, bună ziua! Bine ați venit în bucătărie la Camelia, la prăjituri cu Camelia și bucate gustoase. Astăzi vom face o plăcintă sărată și o plăcintă dulce. O plăcintă cu cârnăcior și cu spanac și o plăcintă cu mere. Punem aici înapoi hârtia. Eu mi-am pregătit tăvile, am pregătit două tăvi. Două tăvi cu hârtie de copt. Am deschis și cuptorul. Și acum o să începem. Așa. Și să vă spun, mi-am cântărit toate ingredientele și am să le dau rând pe rând deoparte. Așa. Acestea sunt, acesta este aluatul, vedeți? L-am ținut la frigider și l-am scos acum o oră din frigider să se încălzească puțin. Și o să am nevoie și de făina. L-am întins și de sucitor. Mai mare, mai mic, o să vedem. Așa. Și le dăm deoparte aici. Aici avem ingredientele pentru plăcinta cu cârnăcior și cu spanac. Eu deja i-am prăjit. Aici am doi cârnăciori și i-am cântărit și au în jur de 230 de grame cruz. Am scos pielița, am pus puțin ulei în tigaie și am prăjit. Bucățele, bucățele, vedeți? Așa. Dau la frigider. Așa și rămâne cel prăjit. Acum, aici am tras la tigaie spanac, am avut spanac congelat. Am pus o lingură, două de ulei, un cățel de usturoi și l-am undit un pic. Și apoi am pus spanacul cu praf de sare. Am pus capacul și la foc mic, 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 fără să adaug apă. La foc mic am scăzut până am obținut circa 155 de grame am aici, l-am cântărit, de spanac gata, gata, tras la tigaie. Așa. Dar fiecare pune după ochi, după... Deci nu este o rețetă. Eu le-am cântărit ca să aveți așa o idee cum fac. Mi-am pus 50 de grame de parmezan, puteți spune și cașcaval și brânzică sărată și piper. Sare, nu cred că am să mai pun, că am pus în spanac și aici am cârnăciorul care este destul de sărat. Le dăm deoparte. Așa. Și acum, pentru plăcinta cu mere, eu mi-am pus două mere cu tot cu coajă și am să le rat și au în jur de 400 de grame. Am o lămâie și am sărat coaja de lămâie și cu zeama îmi trebuie. Apoi cam 2-3 linguri de zahăr. Și zahăr am cântărit lingura și are 22 de grame, lingura mea care am să pun. Și o să vedem, o să punem 2, 3, 4 și apoi îi înmulțim. Și avem zahărul. Aici am alune, 60 de grame, puteți pune și nuci, fistic, ce doriți. Scorțișoară, cam o linguriță plină. O să am nevoie de un nou pentru uns și cu puțin lapte, cu o lingură, două de lapte. Un nou, un gălbenuș am pus și cu lapte. Ulei ca să ung foile și zahăr pudră pe depus pe deasupra. După ce... Și am să dau deoparte. Și o să începem cu foile. Și aici avem, ia uitați, aluatul nostru de zilele trecute. Și o să avem nevoie de puțină făină. Zilele trecute am întins cu ulei cu mașina de paste. Astăzi o să facem, o să încercăm să le întindem așa. Ia uitați. Pe masă o să le întindem. Acesta este aluatul. Și la 250 de grame de făină am pus 100 de grame de apă, tot cântărit în grame. Un praf de sare și o linguriță mică de oțet. Ați văzut că aluatul, când îl frământăm, este foarte, foarte, foarte tare. Și să vă arăt aluatul cum arată după două zile. Ieri alaltă, ieri miercuri am făcut plăcinta. Ia uitați, l-ați văzut cât era de tare. Vedeți cum s-a făcut moale, moale. Așa.
Și noi o să rupem câte o bucățică și o să o întindem cu făinuță. Am să pun așa aici și o să punem făină pe masă. Și am să iau așa câte o bucățică și o să întindem. Și să vedem cum reușim să o întindem bine, 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 bine. Așa. Și cu sucitorul întindem. Încercăm să o facem cât mai subțire posibil. Așa. Bună ziua, bună ziua, bine ați venit! Așa. Nu reușea să o prinde, nu-i prind-o lea. Ne ajutăm cu făina ca să o întindem bine, bine. Să o facem subțire, subțire, subțire. Așa. Încet, încet și cu răbdare. Așa. Cine nu are răbdare să facă foile, se duce și le cumpără. Foi de plăcintă. Și a terminat. Le face imediat. Să știți că mie îmi place foarte mult să fac în casă. Așa. Cu răbdare. Se întinde. Așa, mai punem puțină făină. Încerc să o întind cât mai subțire, cât mai subțire, cât mai subțire, încet, încet. Așa. Tragem, punem mâinile și încet când facem, tragem, tragem. Și tragem așa încet.
Încet, 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 încet. Vedeți cum se întinde? Numai că trebuie răbdare, răbdare, răbdare. Încet, așa. Așa, mai întindem puțin. Întindem încet, încet. Așa. Ia uitați, vedeți cum s-a făcut? Subțire, subțire. Așa, ca foaia de plăcintă. Și acum am să dau deoparte. Așa. Pun așa într-o parte aici. O să-l fac loc aici. Așa. Am să pun așa pe un prosopel. Să presor așa puțin o făină și o punem așa deasupra, aici, și am să o dau deoparte, așa, și mai facem una. Așa, presurăm făină. Și luăm, așa, și întindem. O să întindem mai întâi cu acesta micu. Am să o las așa, ia uitați-o, o vedeți? Și o punem peste celelalte. Ia uitați-le. Așa. Și am făcut 1, 2, 3, 4, 5. Și am să folosesc două pentru plăcinta cu spanac și cu cârnăcior și două pentru și trei pentru plăcinta cu mere. Și am să pun așa peste. Ia uite, să știți că sunt foarte delicate. Așa, și punem așa aici peste. Și acum ne pregătim masa și facem umplutorile. Avem spanac. Mai întâi o să facem cea cu spanac, cu cărnăcior. Așa. Și cum am spus, aici avem spanac, cărnăciorii care sunt la prăjiți în tigaie, cărnăciori proaspeți. Și circa 400 de grame de cărnăciori proaspeți și apoi eu i-am prăjit. Am scos pielița și i-am prăjit. Deci 400 de grame. Cam 150 de grame de spanac tras la tigaie. Deci după ce l-am tras la tigaie, l-am cântărit. Cam 150 de grame. Am avut spanacul congelat. Vreo 4-5 cuburi de spanac. Și am pus 2 linguri de ulei. 2-3 linguri. Un cățel de usturoi. L-am tăiat în bucățele. L-am undit puțin, apoi am pus cuburile de spanac în tigaie și sare. Am pus capacul, nu am adăugat apă și la foc mic-mic până s-a făcut. Și mi-a ieșit 150 de grame.
50 de grame de parmezan și piper. Și adăugați sare doar dacă este nevoie. Eu deja am pus în spanac. Și acum o să punem peste spanacul nostru, o să punem cârnăciorul, adăugăm parmezanul, așa, și o să punem puțin piper. Și gustăm, dacă este nevoie de sare, adăugăm, dacă nu, nu. Așa. Și acum amestecăm. Eu nu adaug ou, fără ou. Doar așa, că se leagă de la parmezanul ăsta. Puteți pune și cașcaval, și brânzică sărată. Ce doriți puteți pune în interior, în loc de parmezan. Că nu multă lume își permite la noi să cumpere parmezanul. De ce i-a spun. Așa, și amestecăm așa bine. Și nu mai pun sare, că și cârnațul este sărat. Am pus și la spanac și parmezanul are sare. Și amestecăm așa bine. Așa. Și dăm deoparte. Și acum ne aducem foile noastre aici pe masă. Cum am spus, am să folosesc două foi. Ia uitați-le. Și am să pun acestea două. Așa. Și celelalte le folosim la plăcinta cu mere. Așa. Și pe prima foaie am să pun puțin ulei. Le mai scuturați când le faceți, să nu mai aibă multă de făină. Așa. Ia să scuturăm. Aici alături. Așa. Și pe prima foaie o să punem puțin ulei. Am aici ulei. Și am să pun așa. Am să presor. Pe toată suprafața. Așa. Și acum punem pe cealaltă peste. Așa. Și tot la fel, punem puțin ulei. Și acum punem umplutura noastră, o punem așa peste tot aici, toată, toată, toată. Așa, și o întindem așa, cum putem. În loc de cârnăciol puteți face cu carne tocată. O trageți la tigaie cu puțină ceapă, cu sare, piper. Puteți pune și un ardei iute, că este bună. Așa. Să întindem așa cam peste tot. Așa. Și acum eu am să întorc marginile aici. Ia uitați așa. Așa.
Și am să întorc din partea aceasta, că este ruptă aici puțin. Ia uitați. Vedeți? Sunt întorc așa. Se vede? Așa. Și mi este așa un strudel. Ia uitați. O plăcințică de spanac. Și am să pun așa într-o tavă, aici peste. Așa. Și acum facem cea cu mere. Și o să avem nevoie de două mere. Ia uitați, potrivite. Așa. O lămâie. Am să le pun așa aici. O lămâie. O să avem nevoie de coaja și de sucul de lămâie. De zahăr. Alune, nuci măcinate, fistic, alune de pădure, ce aveți? 50 de grame. Așa. Și scorțișoară și zahăr. O lingură. Îmi trebuie o răzătoare. Așa. Deci le-am spălat, le-am ținut și în apă cu bicarbonat înainte și merele și lămâia. Bună ziua, Eugenia! Bună ziua! Bine ai venit! Așa, am intrat și astăzi. Așa, am o plăcintă cu spanac și cu mere o să facem astăzi. Și cu foile făcute de miercuri, care ne-au rămas. Le-am întins astăzi cu sucitorul. Și eu am să dau mai întâi din coaja de lămâie. Aici. Vedeți? Fără partea albă, doar cea galbenă, că partea albă este amară. Așa. Și am să o rad aproape pe toată. Așa. Așa, și scoatem. Și acum am să dau mărul. Eu merele le dau prin răzătoare și le stropesc cu zeamă de lămâie. Îmi tai lămâia în două și după aceea stropesc. Așa. Și să dăm merele prin răzătoare. De zgomot. Așa. Și cum am spus, săptămâna viitoare facem pastiera italiană, pasca italiană care se face aici. Deci miercuri am să încep și miercuri seara sau miercuri să ne hotărâm o oră. Când doriți să intrați, puteți lăsa mesaj și în comentarii. Și eu fac umplutura, deci în ziua, deci astăzi, și aluatul, le dau la frigider, așa, și a doua zi prepar tăvile, pun în tăvi și dau la cuptor. Și apoi pe vineri, dar cred că este de vreme, sâmbătă poate să intru, să facem din aluatul de pâine, să facem pâinea cu unt, cu ou, cu lapte, să facem puișor, să facem coșulețe, așa. Și cealaltă, peste două săptămâni, când este Paștele la noi, o să facem și Pasca și cozonaci și am să fac un și aici pe Facebook, un sondaj, cum am făcut și pe YouTube. Pasca și cozonacul cu cele mai multe rezultate le facem în direct. Așa că, ce vă place, puneți cozonacul care vă place și cel care cu multe rezultate o să-l facem în direct. Ia să dau merele că se migrez. Deoparte. Aici avem zeamă de lămâie și am să o pun direct așa aici peste
Și pe aceea scot, așa. Ca să nu mi se negrească prea tare. Așa. Și am să mai stropesc puțină zeamă de lămâie. Am să fiu atentă să nu cadă sâmburii. Așa. Și am să dau deoparte, ia uitați, merele, le amestecăm cu, așa, ne ștergem mânuțele, dăm deoparte lămâia, așa, curățim aici, am făcut pozne. Așa. Și aici avem merele. Vedeți? O să punem 2-3 linguri de zahăr. V-am spus, lingura care îmi pun eu are 22 de grame. Vedeți, cam așa plină o pun. Și am să pun una, două. Cred că trei am să pun. Așa. Am să pun și eu aici am alune, puteți pune și nuci și fistic, 50 de grame. Și scorțișoară, că mere fără scorțișoară nu sunt bune. Ba, sunt bune. Glumesc, dar spun că nouă ne place foarte, foarte mult cu scorțișoară. Și am să pun cam o linguriță jumătate. Dacă mai e nevoie, mai adăugăm. Gustați, să gustați mereu, mereu, mereu umplutura, aluatul, să vedeți dacă este bun de sare, de bun de aromat, de dulce. Așa. Și avem aici și amestecăm bine. Și după aceea punem pe foi. Am să fac tot așa o singură plăcintă, un strudel grande, mare. Apoi o să le ungem cu ou. Cine dorește plăcinta să o țină de post, nu unge cu ou, lasă fără. Dar eu astăzi vreau să ung cu ou și plăcinta cu spanac și cărnăciori. Și aceasta. Să vedem dacă este bun de aromat. Puțină scorțișoară. Scorțișoara dă un gust foarte bun la mere. Așa. Vedeți că încep aici am și alunele. Așa. Mai gust odată. Bun. Așa. Și acum dau deoparte. Ia să dăm deoparte. Aici avem uleiul. Aici avem foile noastre făcute înainte și să le punem așa, una lângă cealaltă, să vedem care este cea mai bună, o punem jos. Așa, ia uitați-le, vedeți foi făcute de casă, că dacă sunt perfecte, nu sunt făcute de casă. Așa, ia să vedem care este cea mai bună. Așa, o să o lăsăm pe aceea jos. Și acum, pe prima foaie, o să punem ulei, tot la fel.
Și cu acestea foi, aceste foi puteți face și baklava, care se face foarte, foarte, foarte ușor. Avem nevoie de zahăr, de nuci, de apă, de scorțișoară. Doriți rețeta, o găsiți pe canalul meu de YouTube. Acolo găsiți peste 600 și ceva de rețete. Tot același nume, prăjituri cu camelia și bucate gustoase, are canalul de YouTube. Cine dorește și are plăcerea să se uite. Și dacă doriți să vă înscrieți, eu m-aș bucura tare mult. Și dacă doriți să și distribuiți video, mi-ar face mare, mare, mi-ar face mare, mare plăcere. Așa. Și punem a doua foiță. Punem ulei, tot la fel. Punem ulei între straturi. Așa. Deci, în total, am avut cam 50 de grame de ulei cântărit, cântărit. Eu cântăresc. Am văzut că multe persoane încurcă mililitri cu grame. Și am zis să cântăresc totul în grame, să cântărim și transformăm în grame totul. Și acum punem și a treia foaie. Ia uitați, vedeți iar cum arată foile. Sunt fine, fine. Așa. Și punem așa peste. Și tot la fel, punem ulei. Punem restul de ulei care ne-a rămas. Cred că o să pun așa pe tot. Așa. Și deasupra punem umplutura. Așa. Și aici avem umplutura. Și o să o punem, mai amestecăm înainte de a o pune și o punem pe toată. Diseară sau mâine am să public și pe canalul de YouTube, să rămână și acolo video. Aici pe pagină nu se știe niciodată. După cum v-am spus, acum 2 săptămâni mi-a fost furată pagina și abia, abia am reușit să o recuperez. Așa. Și de aceea public și pe canalul de YouTube să rămână acolo toate rețetele. Acolo le găsiți. Așa. Și acum rulăm. Rulăm încet, încet. Așa. Să dăm așa uleiul de aici. Eu mi-am pregătit o altă tăviță să punem aici. Și tot așa, am să trag puțin marginile în sus. Așa. Și rulăm. Așa. Și am să pun aici, pe mijloc. Vedeți? Ia uitați cum arată strudelul. Așa. Și îl pun pe mijloc. Aici unul. Și aici îl avem pe al doilea. Cel cu spanac și cu cărnăciori. Și cel cu... Ia uitați. Amândouă. Cade. Și acum le ungem. Le ungem să le dăm o față frumoasă. Ungem cu ou, cu gălbenuș și cu lapte. Aici am un gălbenuș și circa o lingură și jumătate de lapte. Și amestecăm. Amestecăm așa bine și ungem. Așa.
Pe canalul de YouTube găsiți foarte multe rețete și de post. Și dulci și sărate. Dacă doriți să le încercați. Așa. Îl dăm și pe aceasta. Aici am pus două foi de plăcintă și aici am pus trei. Mi-au ieșit cinci. Din aluatul care l-am făcut miercuri, care mi-a rămas, am zis ce să facem, ce să facem. Bună ziua, Mariana! Mulțumesc, mulțumesc! Bine ai venit! Și am zis să mai facem, pentru că mi-au cerut plăcinta cu mere și să mai facem o plăcintuță. Și am zis că asta să o dăm și cu ou pe deasupra. Așa. O să punem așa în mijloc aici. Așa. Ia uitați ce minunății am făcut eu astăzi. Aceasta este plăcinta cu mere. Vedeți? Ia uitați cum arată. Acum le dăm la cuptor. Eu le bag pe amândouă alături, una lângă cealaltă. Și cea cu spanac și cu cărnăciori. Vedeți? Așa. Acestea sunt rețetele de astăzi. Vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare. Vă doresc multă, multă sănătate și numai bine. Vă pup! La revedere, o zi frumoasă!